Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un infovideo. În acest infovideo vreau să vă anunț despre, vreau să fac o nouă serie pe canal, da? Deci o nouă serie, acum să se termine At Freddy's și vreau să încep o nouă serie cu un joc destul de bun, calitate, story și toate chestii. Am pus aici un straw-ul, o să aveți în descriere ce serie să încep. Am pus eu 5 variante. Left 4 Dead cu Jose, Battlefield Bad Company 2, Survival Post Apocalypse Now, este un survival online, fără zombie, doar trebuie să supraviețuiești, Euro Truck Simulator 2, și vreau să mai menționez că în Survival Post Apocalypse trebuie să supraviețuiești, trebuie să bei cu oamenii apă, mâncare, toate chestiile astea. Și trebuie să te ferești de animalele te, adică lupi gen, te pot omorâ și playerii normal. Euro Truck Simulator 2 și Wolfenstein The Old Blood. Toate jocurile acestea le-am luat eu acum de pe Steam, de pe, din Summer Sale, așa, vânzările de vară, ceva din cum, vara și e o reducere, sunt reduceri la toate jocurile foarte bune. În jocurile acestea vreau să votați, am pus mai multe mi se pare, nu, stai, mi-a deschis altă pagină, deci vreau să votați aici ce joc v-ar place. Probabil o să fac majoritatea dintre ele, dar vreau să încep acum să știu, pentru că sunt toate și îmi plac, toate sunt foarte șmechere și da, am zis de ce nu. Cel puțin Wolfenstein îmi place la nebunie, deci e super șmecher. N-am mai scăzut mult un Wolfenstein și asta chiar e foarte ok, dacă nu mi-ar mai deschide o grămadă de... Așa, deci puteți vota mai multe. Eu vă recomand să alegeți două jocuri, pentru că le voi lua în considerare, gen, iese pe primul loc Battlefield, încep Battlefield pe al doilea Survival, o să încep cu Survival după ce termin Battlefield-ul. Survival Apocalypse nu este un joc cu story sau ceva, o să facem acolo vreo 20-30 de episoade și apoi ne vom lăsa și începem alta, pe locul 3, cine va fi? Sau poate fac chiar atunci cu alte jocuri și include și jocurile acestea. Deci, da, nu uitați să votați, să dați un like și ne revedem în următoarele episoade. Nu uitați butonul de subscribe. Pa, pa!